Vreau să mulțumesc tuturor pentru implicare, fiindcă, într-adevăr, viața noastră este și cu ușuri și cu gorâi și este frumoasă atunci când suntem în activitate. Și facem lucruri frumoase, facem ceva pentru sat, atunci, dacă este implicare, este susținere, atunci lucrurile sunt frumoase și tu te bucuri și cei din jur se bucură. Deci sperăm și mai departe la o colaborare frumoasă, să fim împreună, să mai ieșim din casă, să ne mai întâlnim, să ne mai distrăm, așa cum la noi, la moldoveni. Și Doamne ajută mai departe. Sănătate! Da. Doamna Natalia, da. Bună ziua, Cristă Sambiati, încă o dată la toți. Deci, acest proiect care a fost implementat la noi în comunitate, după cum a spus și domnul primar, este un proiect binevenit pentru comunitatea noastră. Într-adevăr, cu persoanele în etatea, doamna Berica a mai activat din anii 12, 14... Din 2020. Da, până în 2020 și atunci lucruri foarte frumoase. Am voluntari care au fost 16 ani. Da, da, voluntari. Lucru frumos. Atunci și vedeți că populația din sat regret și mai doresc acest proiect să mai fie implementat. Doamna Berica, succes și poate pe viitor ori mai fie implementate. Deci, eu n-am avut posibilitatea să particip la toate ședințele, deoarece dumneavoastră știți că eu din ianuarie activez în comuna Podenii Noi, județ Prahova, comună care a fost înfrățită cu noi primăria satul nou în 2012 și activez acolo, așa funcția se numește, așa e funcție vacantă la dânsă era acolo și la solicitarea, la invitația primară am fost chemat acolo ca referent în cabinetul viceprimarului, dar activități fac ce și ne dă. Adică mai nou eu acum mă ocup scrierea proiectelor, cu achizițiile publice, adică cu ceea ce poți și cu ceea ce place. Chiar și azi, mică tâncă acasă, dar online am scris o informație, am dat viitor la un proiect pentru implicarea elevilor de școală într-un proiect. În județul Prahova este acum la dânsă trebuie pe data de 30 sal mai întâi. Și am lucrat, deci puțin am la informația asta am lucrat. Deci ceea ce s-a spus Viorica în acest proiect doresc la noi persoane în etate, s-a spus că doresc să fie organizat un transport pentru persoanele care în vârstă să fie duse la reabilitare sau undeva. Vreau să spun că acest proiect în Prahova este în Podenii Noi, este implementat. La primărie este un microbuz. Microbuzul, știți, care noi ne ducem în România, Vinești, Luaș, ne ducem în excursie la dânsă în România, microbuzul acela, acum primarul a făcut contract cu dispensarul din Propeni și o dată în săptămână, în fiecare marță și joia, de două ore în săptămână, duc oamenii din sat gratis, îi duc acolo la control. După ce trec acolo investigațiile, pentru aceste investigații vreau să spun și am trecut și eu, credeți-mă că eu aici în Moldova trebuie să îmi ceva cu două luni să trec aceste investigații. Am trecut investigațiile acolo și după aceste investigații care doresc reabilitarea, acuzine timp de 10 zile, îi duce la reabilitare, tot microbuzul îi duce și fac reabilitarea acolo la Cropeni. E un lucru foarte bun acesta, pentru că dacă s-ar fi posibilitatea și la noi în sat să putem organiza acest lucru, credeți-mă că să fie un lucru foarte... Nu numai să numai ca și în raion să fie organizat acest lucru. Ce vreau să vă spun încă, ce proiecte acolo se realizează și la dânsă foarte greu. Vreau să vă spun că dacă la noi în sat lucru cu asociațiile obștești încât de bine, de rău, spornite, în această comună nu lucrează asociațiile obștești, nu s-ar debate. Acum abia am început, sper ca să lucrăm și să facem și acolo cu asociația, scrieți o asociație obștească. La dânsă e mai slabă, e în direcția culturii. Adică, știți cum, față de noi, la dânsă e ușor în primărie, că 33 de angajați. Adică sunt mulți, toți specialiștii acolo, da, primăria e mare, lucrează tot, dar lucrează fiecare în domeniul lor. Dar așa să fie, să implice ca voluntariat în diferite activități, mai slab lucrul acesta. Mai mult, dar noi mult mai mult lucrăm și voluntariat facem ca acolo în România. Dar vreau să spun că persoanele sunt dorite de lucrul acesta.
Domnul primar, când a fost la noi prima dată, dacă știți, în 2012 când a fost, a văzut casa noastră de cultură, la dânsul nu erau case de cultură create, construite. Acum el a construit două case de cultură, chiar are 10 sate. Și două sate sunt construite. Și mai de furătoare. Da. Și a construit două case de cultură. Acum, la 8 martie, prima dată am organizat, eu le-am organizat așa sărbătoarea închinată femeilor și îmi pare bine că, într-adevăr, persoanele etate multe au fost. Eu știți cum m-am mirat că ele la diferite concursuri au participat, au dansat, active, ele erau toate și de lucrul acesta. Și n-avei cine-i organizat. Da, n-avei cine-i faci, dar de lucrul acesta. Doar le place lucrul acesta. Și vreau să spun că la fel și copiii, nu se implicați în diferite activități. Știu să ducă la lucru, să fie la școală și acasă, la școală și acasă, așa de așa sistemul lor. Grădinițele, sunt grădinițe cu program nu, scurt. Adică îți duc dimineața la 8, la ora 11 copiii iau acasă, părinții. Nu, vreau să vă spun că la noi, la noi mult mai bine organizat sistemul ăsta educațional, ai să-i zic, preșcolar, e mult mai bine organizat. Cu toate că acum domnul primar muncește în direcția asta, că să creeze și el, adică a amenajat grădinițele, să documentația, birocratismul ăsta e foarte mare la dâns și acolo, că se deschidă grădiniță cu program prelungit. Că le-a plăcut cum la noi în Moldova să organizează lucrul acesta și vreau să fac și dumnealor. Cu scrierea proiectelor vreau să vă spun, dacă scriem proiectele europene, la dânsul sunt foarte mari cerințele să scrie și eu am scris proiecte aici la noi în Moldova, una să scrie un proiect, să aplice în Moldova și un proiect acolo să aplice, e foarte greu, dar știți cum? E greu, dar și interesant. E posibil. E posibil, da. Eu acum la dâns mai mult noi când scriem un proiect, dacă eu lucrez cu oameni, eu de te fac raportul ăsta de necesitate, așa se numește la dâns. Adică cum era la noi o notă informativă, hai să zic, dar poate nu e așa. Un concept. Un concept, da. La dâns și îl scriem mai aici, pe urmă aplicăm tot lucrul acesta. Și facem noi. Vreau să spun cu stațiile de autobuze la dâns și am creat proiectul, s-au fost implementate deja la fiecare sat s-au făcut stații de autobuze, hai să zic așa, dar cum l-au făcut? Au fost în două etape. Într-o etapă primăria a detonat platforma, a pregătit și oprile, le-a adus un antreprenor, le-a adus oprile gata, făcute și le-a instalat acolo. Nu sunt de aici acum la noi în sat făcute. Știți? Iată, sunt asemănătoare cu oprirea, eu am văzut în Suric. Da, sunt și la noi, da. Adică spune nu, la noi sunt, dar Suric nu, este. Nu, la noi. Da. Și asta e ușor. De fapt, nu, și zic eu că am văzut aici că da, la mai exact, eu dorit o oprire la... Da, eu vreau să vă spun că deși oprirea atunci nu s-a făcut când eram eu primar. N-am făcut, fiindcă atunci nu mi-a dat voie să facem, deoarece drumul acesta central, drumul regional, drumul ăsta e drumul, drumul Consiliului Raional și merge vorba că știem că e în proiect să asfalteze drumul. Și o spus, după ce s-a reparat toate drumurile, atunci putem să facem și oprirea în capăt, acolo unde doriți dumneavoastră, stația asta de autobuză. Sper că lucrul ăsta nu e așa de greu, o lecție cu domnul primar mai schimb la toate organele și să fie și oprirea la noi în sat, poate de făcut lucrul acesta. Ce se lucrează, ce se implementăm acum în proiect care pentru bătrâni, persoane etate, cam în poveni noi nu lucrăm încă direcția aceasta, vreau să vă spun, fiindcă, mă rog, acolo mai mult lucrăm eu, că acum cu trotuare, vreau să spun la dâns, toate drumurile sunt asfaltate, dar n-au trotuarele. Știți, o mărți întâi asfaltarea drumului, acum mărți cu trotuarele și scurgele este de apă. Se lucrează supra la asta ea. Apoi se lucrează, stați mă mai gândesc pe repijor și să spun ce lucrăm noi. Toată, dar se lucrează un proiect, este să reconstruiască, renoveze sediul primăriei. Mai mult vreau să creiem, clădășă nu-i creată, nu-i în sat, o bibliotecă comunitară. Eu lupt în direcția asta și a să creez biblioteca asta comunitară. Vreau să spun că acum fac pagina via a instituției
Acum, în ce instituții, până acum nu avea o pagină VIR și dacă ați fi pagină VIR creată, a să vedea și dumneavoastră mai mult activitățile noastre și postate și a să le vadă toți care le facem. Restul, ce să spun, populație, care a lăsat, mulți spun că o, trăiesc mai bine sau nu știu ce. Sunt oameni simpli ca și în Moldova și nu e așa de ușor traiere și în România, nu credeți că e ușor de traiere, e scump și acolo, ca și în Moldova e tot scump. Nu, în direcție au unii facilități mai bune față de Moldova, dar nu ar poate să zic, poate la noi Moldova e mai bine. Adică nu e ea, ca, ca în Moldova, da. Îmi pare că e mai bine mult acasă, dar nu știu, chiar și tot acasă e mai bine să vii, să lucrezi acasă. Dar sper că acum în iunie să fie alegeri locale, știți că la dânsii acum pe 9 iunie sunt alegeri locale și eu la parlamentare sunt compasate amândouă împreună, cum mă rog. Și dacă domnul primar va câștiga, și acolo e ca numai nou v-a spus că s-au registrat 4 concurența, are și 4 liste de consilieri, ei luptă și acolo și vreau să spun și acolo alegeri sunt tare ca și la noi Moldova și... Nu, să ținem legături, adică legăturile noastre să continui mai departe, că îmi pare rău că 4 ani nu s-au dorit lucrul acesta să fac, știți cum, că eu l-am întrebat pe domnul primar, că eu am vrut, eu nu pot ia acum la hrantă, deci campanie electorală și n-au dreptul, gata, s-a început alegerile. Și, dar nu s-au făcut în 4 ani, dumneavoastră au venit la început, vrut să fac și nu s-au vrut, dar știți cum așa, la vrei, nu vrei, eu mai vreau să spun că și procesul de canalizație merge acum și a rămas să fac stații de epurare, pentru că noi când am început această canalizație, noi am început amândouă, ca două primării împrățite și era acolo un proiect că noi putem stații de epurare, adică s-o fac și eu și el, s-o fac și așa cum s-o fac eu și s-o fac și ei, dar e început din nou acum așa să fac stații de epurare și îi dau drumul la sistemul de canalizare. Mă rog, știți cum o smute. Eu vă doresc, dorim nouă la toți, sănătate, în primul rând, succesă. Doamna Viorica, continuăm mai departe, continuați toate proiectele astea cu persoane în etate. Așa nu numai cu persoane în etate, dacă sunt proiecte, asociația obștească are proiecte și, ca, și cu tineretul, pentru că și la noi în sat, ai să zic, că nu e așa de activ tineretul. Sunt proiecte diferite, doamna Viorica, cu legătură cu diaspora să facem. Să lucrăm împreună cu persoanele noastre din sat care sunt plecate pe scotare, fiindcă, într-adevăr, își vorbesc ei să se implice, numai că și trebuie să fie motivați. Și dacă... Eu știu că la noi în sat era o asociație obștească care se ocupa cu diaspora. Nu, nu poate și eu, nu era asociație. Este asociație obștească, băștinașul. Nu, iată, în primul rând, două asociații. Noi colaborăm cu asociația, da. Colaborați, mai departe și ce faceți, pentru că toate proiectele au care se fac cu ieșa din diaspora. Pentru că, mă rog, cu susținerea lor, nu cu ieșa din diaspora. Pentru că trebuie contribuție mereu și asta este. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Natalia, pentru așa o informație amplă, pentru împărtășirea acestor experiențe. Da, cu aplauze. Eu m-am bucurat să aflu că nu numai noi luăm de la experiența din România, dar și ei preiau de la noi. Vedeți câte, câte lucruri bune au început și ei se facă. Și eu cred că iată, anume așa este parteneriatul. Și acest parteneriat trebuie, deoarece el are de acum rădăcini, trebuie dezvoltat mai departe. Asta eu vă doresc autorități publici locale și nouă, că într-adevăr noi am putea să facem proiecte comune, dacă atunci când noi de acum putem motiva că avem un parteneriat de mulți ani în urmă. Și este, este un moment pozitiv în domeniu, da. Vă mulțumim foarte mult. Cine ar vrea să mai expună? Voluntar. Ce își privește din primă?
primărie de la Pudenti, iau acces la fondurile europene. Și fondurile europene nu sunt fondurile a Republicii Moldova. Noi bine știm situația financiară a țării noastre. Dar fondurile europene pentru dezvoltare, infrastructură și tot așa mai departe, acolo sume de milioane de euro. Nu merge vorba de sute de mii care dar noi... foarte greu să le primeți. Foarte greu să le primeți. Dar știi, te lupți pentru un milion sau două de euro. A noi ne luptăm pentru fiecare 10.000 de lei, 5.000 de lei, cu unii apară oportunitatea de a... Și totul de nevoie. Dar noi cum mai ușor scrim proiectul, dar nu scrim nopți, scrim zile împreună cu colectivul primăriei. Așa e. Și încercăm să... Nu, eu am spus, domnul Marin, eu când am lucrat primar, mi-a scris proiectul mult mai ușor. Era aici, ca să scriu proiect aici, ca să scriu acolo. Tot când, în momentul de față, cerințele investitorilor sau... Sunt mai mari față de scrierea proiectelor. Trebuie, sunt niște condiții speciale. La fiecare proiect, condițiile diferă de la unul la altul. Tot mergem spre calea de aderare. Și... Cum ne învățăm noi a scrie proiectele, azi ne fie mai ușor și atunci când să ajungă în țara noastră la un viitor european, un viitor frumos. Da. Dar eu sper că poate în proiectele astea europene nu prevăd un parteneriat cu, Republica Moldova. Poate iată, nu mi se poate aici de indicat. Chiar și în momentul de față sunt deschis câteva apeluri la proiecte transfrontaliere. Dar deschiderea asta de proiecte presumă și niște contribuția atât a localității din Republica Moldova, cât a localității... Asta și-a spus eu că organizația noastră era așa și de atâta. Era proiectul să mergem la transportul de așa. Nu vedem. Să va lucra în domeniul dat mai departe și o vedem posibilitățile. Mulțumim. Ok, bine. Ar vrea cineva din beneficiari să-i expune? Noi bucurăm foarte mult că avem așa doamnă și are așa un dar să grămădească lumea, să intre în contact cu toată lumea, să înțeleagă pe toată lumea. Ne bucurăm foarte mult și dorim mult, mult, mult sănătate și succes mai departe și mulțumim și la restul care îl luat parte la acest proiect. Să știți că doar împreună se pot face lucruri bune. Atunci când este o echipă, când suntem uniți, când este o forță comună, numai atunci pot să ajunge la succese mai mari. Pe această notă pozitivă... Știu, stați. Noi acum am avut discursul din partea noastră, beneficiarilor. Dar aș vrea să aflăm, iată, după cum am prezentat la început, cu avem invitată pe doamna Natalia Răilean din Cimișlia, care de asemenea a fost expusă o practică de România, iar dumneai ne va expune practici bune de lucru în cadrul asociației obștești, cum implementează unele proiecte în domeniul dat. Vă oferim cuvântul, doamna. Mulțumesc, Lorica. Sunt chiar tare bucuroasă să fiu aici alături de voi. Ați avut 6 luni, parcă timp a fost limitat, 6 luni. Ați făcut atâtea lucruri frumoase. Și cel mai important este că v-ați mobilizat și ați constituit v-ați mobilizat, ați venit, ați învățat multe lucruri, ați constituit, cum ați spus, comitet, da. Pentru că noi avem un proiect similar la Cimșlia, despre care am să vă spun puțin mai târziu. Dar astăzi vreau să vă apreciez, pentru că eu nu prima dată sunt în satul dumneavoastră. Natalia, când era doamnă primar, eu veneam, eram invitată la hram. Și stăteam undeva pe pragul casei de cultură și vă admiram cât de frumos sunteți, cât de sunteți așa și modești, și inteligenți, și uniți, și prietenoși. Sunteți așa o mână de oameni dintr-un sat tare frumos. Locația satului atât e de frumoasă, aveți o natură. Chiar mă bucur pentru dumneavoastră și
Bravo, Viorica, că a putut să atragă un astfel de proiect, pentru că nu e atât de simplu să scrii, că de scris scrie multe, dar rar, adică mai rar obții finanțarea. Și mă bucur că ați luat această finanțare, ați realizat acest proiect. Viorica a mult timp a atras atenția anume acestui grup vârstnicilor și asta este minunat, pentru că de obicei mai multe proiecte și granturi sunt pentru tineret, pentru antreprenoriat și mai puțin pentru vârstnici. Eu la fel am scris câteva proiecte pentru vârstnici, chiar am avut un parteneriat foarte bun cu primăria Cimișlea, dar n-a luat foc. El undeva stă gata și tot de fiecare dată mă gândesc, poate găsesc o sursă de finanțare și aplic. Pentru că la Cimișlea sunt aceleași probleme. Vârstnicii au nevoie de atenție, de comunicare, să iasă, să comunice, cineva să-i asculte. Ceea ce s-a întâmplat în proiectul dumneavoastră a fost minunat, pentru că ați putut să realizați, să stabiliți un parteneriat foarte sănătos cu Apeleul. Cei de la primărie au fost deschiși față de dumneavoastră. Am înțeles că ați participat de fiecare dată când ați fost invitat și asta este minunat, pentru că, într-un fel, ONG-ul a fost așa o punte între cetățeni și autorități, nu? S-a făcut un lucru enorm când primăria, poate că, cu suportul unei ONG, a înțeles care sunt nevoile și punctate, pus pe hârtie, foarte bine, nevoile vârstnicilor. Și acum lor doar le rămâne să pas cu pas să implementeze, să realizeze tot de ce aveți nevoie, să continuați. Eu nu știu, ați făcut și un parteneriat cu Apeleul, da? Dacă este unul scris pe hârtie și semnat, e minunat, pentru că noi am avut și avem un proiect similar. Din păcate, noi nu putem să ajungem la un acord de parteneriat cu Consiliul Raional, nu știu de ce. Se uite așa foarte suspect la noi și se pare că noi venim cu zadie spas și nu știu ce vrem. Da, dar asta este frumos când cetățeanul se implică și să înțelegeți că implicarea asta la fel trebuie să fie competentă. Nu poți să vii și să bați cu pumnul în masă și să ceri, da? Exact cum a spus doamna secretarul Consiliului, bugetul este limitat. Atribuțiile sunt limitate, doar trebuie să... Nu poți ceri de la un primar sau de la o primărie tot ce îți răsnești în cap. Trebuie să cunoști ce probleme se rezolvă sau care este competența unui apele din nivelul 1. Ce întrebări poți să vii, ce poți să ceri. Și asta puteți să o faceți în cadrul unui proiect unde trebuie să învățați. Să învățați. Și vă îndemn pe viitor să participați la ședințele Consiliului. Uitați-vă, monitorizați activitatea primăriei, pentru că primăria este obligată să vă informeze. Ce întrebări se discută la ședința Consiliului, să vă invite, să știți că ședințele sunt publice, aveți dreptul să asistați, puteți să veniți cu inițiative, dar iarăși trebuie să știți când trebuie să veniți cu dânsele. Nu puteți să veniți cu inițiative sau cu pretenții mari în cadrul ședinței. Trebuie să le faceți foarte cărturar, bazate pe legi și tot așa, ca autoritatea să înțeleagă că în fața dumnealor stau oameni competenți, înțelegători și știu ce vor. Vă doresc și în continuare să fiți la fel de activi. Proiectul se termină, poate finanțarea se termină, dar experiența asta care ați învățat, o să o continuați. Continuați să vă întâlniți, continuați să discutați, continuați să veniți la primărie și să ridicați întrebări. Continuați să mulțumiți celor care au grijă de dumneavoastră și pas cu pas rezolvă problemele. Într-adevăr, ele sunt, știți, ele vin ca un boț de zăpadă mare și dacă nu se rezolvă azi, mâine ele se complică, da? Și sunt, devin mai complicate, mai grele și necesită mai mult timp și resurse. Eu cândva auzisem la o ședință despre satul dumneavoastră că măi, ce fac acolo în satul celălalt satul? Nu, că lumea trăiește mai mult și mai bine. Și viața e mai lungă, nu știu cum, și vârstnicii sunt mai fericiți, sunt mai bucuroși. Și eu mă gândesc că asta a fost grație proiectul celor în care mulți dintre dumneavoastră ați fost voluntari, când veneați, să deschideați ușa, comunicați, da, pentru că vârstnicul, într-adevăr, are nevoie de
de atenție sporită. Și uitați-vă că astăzi, cu regret, trebuie să recunoaștem că statele îmbătrânesc, tinerii pleacă, continuu să plece. Dumneavoastră puteți să rămâneți cu copii, cu nepoții, de care puteți să, așa, îndreptutea nevoilor, să aveți grijă de ei. Eu acum tot sunt într-un proiect foarte interesant, el se numește Incluziunea copiilor de migranți, Incluziunea socială și psihoeducațională a copiilor de migranți. Și uitați-vă că vârstnicii, părinții, sunt, noi învățăm în ei să aibă grijă de copii, de nepoți, ce înseamnă tutelă, ce înseamnă curatelă, știți despre asta? Eu cred că mulți din dumneavoastră v-ați întâmplat cu așa probleme. Ce faceți când se întâmplă o problemă, la cine apelați, cum rezolvați lucrurile astea? Iată, noi am învățat multe persoane vârstnice care sunt, iată, spus în situația asta, să cunoască mai bine legislația în acest domeniu. La fel, la nivel de raion, am constituit un consiliu civic de participare, numai că noi nu ne-am axat doar pe vârstnici, ne-am axat pe grupuri de inițiativă, ONG-uri, lideri comunitari care monitorizează activitatea Consiliului Raional, vin cu inițiative. Și noi, iată, al doilea an, încercăm să vocea noastră să fie auzită, depunem demersuri, facem niște investigații, facem niște analize și venim cu aceste cu inițiativele noastre în fața Consiliului Raional. Aici, lângă mine, am venit împreună cu Andrei Bargan, care este președintele Consiliului Civic pentru Participare Cimișlie. Poate și eu să vă spună câte ceva, cât este de simplu sau nu să lucrez și să motivez oamenii să devină mai activi, pentru că să înțelegeți că trebuie să cunoști foarte multe ca să vii cu inițiative care pot să fie luate în seamă de către Consiliul Raional. La fel, am niște proiecte interesante cu gradiști, cu batârul. Am încercat să mobilizăm societatea și să creăm niște condiții pentru dezvoltarea antreprenorială, să încurajăm oamenii din state mai ușor să încadreze în câmpul muncii. Proiectul acesta a durat 18 luni. Apropo, la fel a fost un proiect care acum se finalizează, este pe ultima sută de metri, finanțat de Fundația Este Europeană. Și la fel avem și succesuri. Și dumneavoastră, eu mă gândesc că mulți din dumneavoastră poate știu apicultura, știu viticultura, și pot să aibă și o sursă de venit, dacă chiar vă este interesant acest lucru. Noi am încercat și avem și rezultate. Nu sunt chiar tare, pentru mine au fost ceva, cred că eu am așteptat mai mult, dar lumea așa mai rezervată este față de fisc, mai rezervată este de să tem să inițiez afaceri, așa, mai atent, dar totuși avem și rezultate. Eu astăzi am venit cu niște câteva modele de cereri, da? Dacă cineva dorește să devină membru a Consiliului Civic pentru Participare, noi vă invităm cu drag și o să veniți și o să participați la activitățile noastre ca membri, ca să vedeți cum se rezolvă, cum se soluționează problemele și la nivel de raion. Vreau ca tu, cu organizația ta, chiar ar fi bine, având experiența pe care ai avut-o în cadrul acestui proiect, te invităm să devii membru activ a Consiliului nostru de Participare. Și încă ceva, chiar mi-a plăcut foarte mult, că în cadrul proiectului Viorica a invitat specialiști de la raion, din diferite domenii, da? Am văzut-o pe Victoria Covăriță de la Casa Națională, pe Alexandru Ciobanu, medic, și nu știu, a fost o experiență foarte bună, doamna Talia Neastră, țineți minte, când veneam pe Biroul Comun de Informare și Servicii. Da. Atunci era o practică în 2013-2016, când specialiștii din diferite domenii, inginer cadastral de la raion,
chiar și notarii îi luam cu noi. Cei de la Direcția Economie, Direcția Agricultură, veneau de la Asistența Socială, veneau de la Casa Națională, veneau, nu mai știu cine venea, inginer pe astral venea. Da. Toate și au noi, pus în plan. Dumneavoastră solicitați acest lucru, să vă vină mai des specialiștii ca să nu trepătați la raion. Vedeți, nu aveți transport, nu aveți sănătate suficientă, poate ca să... dar să vă vină în sat să vă consulte. Și atunci, într-o jumătate de zi, dumneavoastră puteți să dați mai multe întrebări la câțiva specialiști și să vă rezolvați mai multe probleme. Pentru că noi de obicei ne plângem pe salarii, pensii mici, nu știu ce, dar sunt foarte des situații când nu asta vă trebuie, vă trebuie altceva. Mai ales pentru... Eu nu vorbesc de pensionari, eu nu vorbesc de vârstnici, dar poate pentru alții de muncă care sunt în căutarea locului de muncă. Comunicați foarte des cu cei de la Direcția Ocupare a Forței de Muncă, pentru că deja au transport de serviciu. Și vin și consultă populația aici. Cei de la primării trebuie să cunoască lucrurile acestea și să-i invite, să insiste, să vină specialiști, să stați de vorbă cu ei, să dați tot felul de întrebări, de care probleme care vă frământă. Și atunci, vocea dumneavoastră o să fie și auzită și soluționată toate, multe, multe probleme a dumneavoastră. Eu vă mulțumesc și vă doresc să continuați aceeași activitate, să veniți prieteni pe mult timp înainte. Într-adevăr, aveți o experiență foarte bogată în domeniul dat și ideea care ați expus-o, eu am avut-o în plan când am aplicat proiectul, dar când mi-au spus că numai 6 luni n-am putut să includ tot. Și așa aveam câte 2-3 activități majore pe lună s-au primit și de aceea, dar urmează. Sigur, sigur. Vă mulțumesc foarte mult, dragii mei oaspeți, dragii mei colegi, vreau să vă strâng pe toți, să vă cuprind și să vă zărut pe toți. În semn de mulțumire pentru toate ce am efectuat noi până în ziua de astăzi. Și noi îți dorim mult sănătate, Dumnezeu să păzească, fără voi și fără respectat. Da, da. Când doamna Natalia a spus că nu suntem bravă, că noi ne-am pensat, păi corect, a fost nucleu. La dânsul... Totdeauna trebuie să fie neformal, pentru că Verica, într-un fel, este lider neformal. E nucleu. Păi susțineți-o, încurajați-o. Asta și vreau. Urmează să împreună să scrieți alte proiecte, pentru că am înțeles că ce, cunoașteți, câte ceva cunoașteți. Păi da, iată, noi am învățat chiar. Și avem un expert care e gata mereu să ne vină în ajutor. Iată, fiecare n-o să-mi dă voie să mint cât de deschis este domnul Pervinos. Da, da. Mihai, pentru a ne ajuta și ne consulta, are o experiență de viață enormă în toate domenii, și în apele, și cu studenții, și în alte domenii. Și frigbilincă. Da, foarte, a fost expus. Noi, în general, am avut norocul, toate activitățile să le facem pe condiții meteo extreme. Când nu mergea nicio rutieră, când toate drumurile erau... a fost timp de iarnă. Dar noi cei mai am fost insistenți și am trecut aceste bariere. Și eu un semn de mulțumire. Vreau astăzi să vă acord câte o diplomă de participare celor mai activi membri și care au fost la majoritatea activităților proiectului, în semn de mulțumire și recunoștințe și îndemn de a participa și în continuare la cele care vor fi organizate în continuare. Deci încep cu Olivia Strișcă. Dați voi să-i mulțumesc pentru deschidere. Mulțumesc mult și vă doresc și eu. Dar cineva să ne facă un card, da? Verica, hai să vă fac eu, dar la fiecare, da? Da, eu vreau să avem câte o amintire cu fiecare, fiindcă... Мулțumesc! Стол Наталья!
Îți mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Noi multe le cunoaștem și multe le știm și împreună putem face lucruri bune. Cu parteneriat, mulțumesc mult! Кисалнина, персона активна, діланче путуль, є персона нашої делегатури в консилію локал. Дорім сукцеса, мусмес мулди патрібарі. Аша, запрожена Фанасія. Activează de mulți ani și foarte multe lucruri le cunoaște. Apoi este și președinta Asociației Veteranilor mult timp. Și eu mă bucur că sunteți alături de noi și cu ce puteți ne ajutați. Cu Alexandra. Mulțumim mult pentru invitare! Mă bucur enorm că ați fost alături de noi. Și eu mă bucur de repetit eu. Și de mulți, mulți ani am lucrat împreună. Ce e mai bravo? Și mai duc doctor că a rămas tare bucuros de ceva. Mult am învățat de la dânsul, mult cunoștință am luat. Dumnezeu să dă sănătate. Zinaida, stară. Capcele, numai decât. Mulțumim mult pentru implicare și pentru multă cunoștință, multă experiență care o ai în domeniul ca consilier. Și să fim alături și în continuare. Deci, mai departe, Floria Lidia, Mucanu Maria. Hai venit, Maria. Leanca Gavia. Gătiți-vă, Lavina. Doamna Lidia, sunteți o persoană care prima dată ați venit la noi. Iată, dumneavoastră, într-adevăr, nu s-a implicat până acum. N-ați fost pensat, v-ați implicat foarte puțin înainte, dar odată ce noi v-am invitat, ați fost de acord și vă implicați. Mulțumim pentru implicare! Trebuie să învățăm și asta. Putem mai departe, Maria. Maria, o persoană foarte deschisă. M-am bucurat mult când ai vrut să te înscrii în rândul voluntarilor și să participi la sondaj. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc persoana care are de afaceri cu persoane în etate. Aveți de afaceri cu persoanele nevoiași, deoarece este un asistent social pe nota 10, nu? Mulțumim și la rândul meu vreau să mulțumesc tuturor participanților în acest proiect pro-democrație care se numește Voci Înțelepte. Într-adevăr, în satul meu, cum a spus doamna, populația, majoritatea populației sunt oameni deschiși, care vor să participe la diferite măsuri și așa mai departe. Vreau să mulțumesc în primul rând dumneavoastră, doamna Viorica, domnului Mihai Perebinos, pentru munca asiduă care a fost depusă din partea dumneavoastră, plus comitetului care a fost inițiat și la mai mult și la mai mare, numai atunci când ne vom implica, numai atunci când vom,
vom fi umăr la umăr, se vor face lucruri frumoase în localitate. Se gătește Rizbencu Zinaida. Agatia, îți mulțumim de implicare. Mereu ai fost la noi, chiar și în fostele proiecte, ca voluntar a participat și urmează să fii alături de noi, fiindcă foarte mult dorește să ajute cei mai nevoiași. Să dăm o mână de ajutor. Mulțumim! Rebecca Zinaida se gătește Mungu Maria. Doamna Zinaida, mulțumim mult, cu toate că noi, când am început proiectul dumneai, nu era în teritoriu. Dar noi online i-am transmis sondajul, chestionarul, am îndeplinit chestionarul online și mi l-a trimis. Dar să participi, să fie în rând cu lumea din țară. Vă mulțumim mult! Deci, mulțumesc mult și un gând bun azi pentru domnul Mihai Chistov, veșnic avea grijă și m-a sunat și el m-a sunat eu, și noi cu gândul bun pentru domnul să-i fie bine. Da, așa, domnul Maria, grosă Maria se gătește. Maria, draga mea, scumpa mea! Cu câte probleme de sănătate are, dar niciodată nu m-a refuzat. Niciodată. Totdeauna a fost, și încă mai mult, a venit cu inițiative. Dar hai să facem așa, Bravo, Maria! Ne vedem de o sănătate. Numai bine. Domnule, sănătate multă. Domnule, e persoana care nu poate refuza niciodată. Da. De la școală poate. Avea copiii mici. Doamna Maria, să ne fiți sănătoasă, mă bucur că ați dat start și ați venit la noi în proiect. Uitați că până acum nu avusem așa o colaborare, dar acum ați fost interesată și mă să rog că ați participat. Da, îți mulțumesc și așa. Ciobanul Raisa, Leanca Valentina. Raisa Gheorghina, vă mulțumim foarte mult de colaborare, în primul rând o mână caldă, fiindcă totdeauna ce am avut nevoie nu ne-ați refuzat. Ne-ați oferit și sala, am făcut acolo ședința voluntarilor în bibliotecă și ați participat la toate activitățile noastre. Fiți sănătoasă! Vă mulțumesc! A fost un proiect de mic pentru toată societatea, pentru toți locali și noi am fost activ și cred că și în viitor vom colabora împreună și de asemenea mult. Mulțumesc! Doamne! Leanca Valentina! Valentina, draga mea, voluntara mea din la începutul, din 2005. Iată, noi am creat acel grup de voluntari și împreună cu Maria Sofronovici, împreună cu Maria Bubo. Iată, noi, ulterior s-a alăturat și doamna Agafia. Deci noi am fost cei care au fost nucleul grupului de voluntari. Și avem foarte multă experiență și avem foarte multe cunoștințe în domeniul dat. Eu foarte mult mizez pe proiectele viitoare în domeniul dat. Sănătate și numai bine! Deci, Bubuiot Nicolae! Domnul Nicolae s-a alăturat puțin mai târziu cu o activitate două. Dar de când a început a venit, niciodată n-a lipsit. Și cu atât mai mult, câte idei el avea și câte cunoștințe are în domeniu. El avea cum vorbit cu domnul expert. Vorbea în limbile lor, cum să zice. Adică eu mă bucur foarte mult. La activitățile noastre. Bravo!
Săpranovici Dumitru. Cum te iubuie? S-o pun la performanță. Da, dar păi cum? Mulțumim din suflet, în primul rând, pentru faptul când am instalat panoul informativ, s-a adus de acasă, a adus toate instrumentele, a venit, a muncit, a săpat, a făcut beton acolo. Mulțumim foarte mult! Și plus la asta, este un meșter popular, foarte bun, discursiv și promovarea meșterilor populare. Dacă ați văzut, este un punct în plan de lucru a arhitectei posibilului. Da, da. Eu am să vă aduc. Domnul Chistol Mihaiel. Domnul Chistol Mihaiel. Mult sănătate lui domnul Chistol. Iată, vă venim, cred că domnul ajută. Domnul Mihaiel, am ieșit la pensie. De unde avem un profesor? Trebuie să vă fac participare o șansă. Și hai să te succesă! Domnul Mihaiel, pe Zoi! Domnul Mihaiel! Vizionăm programul cultural, apoi o să ne întoarcem înapoi, aici o să fie o pauză de cafea.